Suntem la conferința anuală Safety Broker și stăm de vorbă cu domnul Grăjdan, reprezentantul Asito Capital. Spuneți-ne, vă rog, cum a fost anul 2015 pentru Asito Capital? Anul 2015 a fost un an bun pentru Asito Capital. Ne-am străduit să servim clienții, să fim atenți la nevoile acestora. Practic, principala rațiune de existență a societății noastre. Din perspectiva parteneriatului cu Safety Broker, a fost 2015 un an bun? 2015 a fost un an bun și din perspectiva parteneriatului cu Safety Broker. Am lucrat foarte bine pe zona noastră, Eminamente Corporate, cu doamna Cati Stoican și cu domnișoara Andreea Poncos. O colaborare absolut profesionistă, în care ambele părți au avut de câștigat și, bineînțeles, în primul rând, clienți. Ce așteptări aveți de la acest parteneriat pentru 2016? Aveți în plan dezvoltarea unor produse co-branded? Nu atât dezvoltarea unor produse co-branded, dar ne gândim și aici suntem noi ași, Asito Capital vine de la ASU în asigurări. Suntem, să spunem, creativi în a identifica soluții la chestiunile cerute de clienți, la nevoile și dorințele acestora. Deci nu neapărat ne gândim să găsim un produs co-branded care se pretează mult mai bine unui produs standardizat specific industriei de retail. Noi fiind corporate, pe zona corporate, practic customizăm, configurăm soluția, cum îi spunem noi și nu produsele, în soluția, configurăm aceste soluții conform nevoilor clienților. Și cred că aici este punctul nostru tare. Și am invitat pe colaboratorii Safety să le provoace cu chestiuni foarte grele de la clienți. Mai ales că au fost antevorbitori de-ai noștri din industrie care au spus că la anumite cerințe produsele trebuie să treacă pe nu știu ce, câte niveluri ierarhice, în special în afara României. La noi aceste soluții sunt creionate, sunt proiectate aici și în timp util. Deci nu stăm 6 luni, un an să vină de, nu știu, de pe la München, de pe la în alte părți. Da. Deci așteptați ca Safety Broker să vă provoace creativitatea în special în 2016. Exact. Asta așteptăm de la Safety Broker și de la toți ceilalți colaboratori ai noștri. Care sunt obiectivele Asito Capital pentru 2016? Obiectivele Asito Capital pentru 2016 sunt aceleași în, să spunem, în linie cu strategia adoptată de companie în mai 2013. Nu am schimbat nimic, și anume produse de nișă specifice dezvoltării afacerilor clienților. Deci nu vindem atât protecție, cât soluții pentru dezvoltarea afacerilor clienților noștri. Vorbim de companii.